Care este situația, să o luăm pe rând, celor de la CFR Cluj în acest moment, pentru că sunt tot felul de informații. Mai joacă, nu mai joacă, este în pericol și partida următoare. Mai sunt la Mogoșoaia, sunt plecați la... Da, sunt la Mogoșoaia, i-am rugat să rămână izolați, să respecte toate dispozițiile pe care le-au dat cei de la DSP. Urmează să se testeze joi, potrivit protocolului întocmit de Federația Română de Fotbal. Vedem rezultatele vineri dimineață, cel mai probabil, și luăm o decizie cu privire la meciul de duminică. Au fost și unii duși cu ambulanța la Cluj? Nu am informații cu privire la acest aspect, dar am văzut ceea ce a apărut în media, să vă pot confirma. Sunt și teste neconcludente? În momentul de față, cel puțin ieri seara, când am avut ultime informații de la ei, nu erau teste neconcludente, erau doar teste pe care le efectuaseră ulterior, pentru că anumite persoane din cadrul clubului prezentau simptome. Te întreb în ideea în care se vorbea despre Damian Djokovic, știu că nu puteți discuta concret pe nume, că e neconcludent. Deci toate testele așa cum au ieșit, acestea au fost rezultatele. Da, acestea au fost rezultatele, tot ce aveți e pozitiv. Adică nici nu comunicăm ceea ce e neconcludent, pentru că nu e relevant. Și de așa s-a întâmplat și la viitor, neconcludent înseamnă mai degrabă o eroare a aparatului și trebuie făcută o retestare. Există timp? Pentru că mă gândesc că trebuie două teste consecutive, negative, nu? Pentru a-și putea relua antrenamentele. Nu e vorba de două teste negative. Acum, să înțelegem acele dispoziții ale protocolului medical al Federației Române de Fotbal. În momentul în care tu ai o testare pozitivă, da, se intră pe dispoziție regulamentare. Ce spune regulamentul? Toți ceilalți se izolează. Izolez, da. Da? După ce se izolează, face o retestare la 5 zile. De ce la 5 zile? Pentru că s-a apreciat că durata medie la care se poate activa virusul este aceea de 5 zile. Când retestezi peste 5 zile, cei pozitiv merge pe dispoziție legale, eu știu, izolare, internare la spital în funcție de ceea ce decide medicul de specialitate, iar cei negativ continuă activitatea. De ce continuă activitatea? Pentru că se presupune că ei au stat în izolare față de ceilalți. Deci nu există se presupune, dar nu există garanția. Bun, categoric, în momentul în care se ajunge la acest moment, ai o anchetă epidemiologică, ai anumite dispoziții regulamentare, presupun că nimeni nu e responsabil. Te-aș mai întreba și ce noutăți ai în privința celor de la Craiova. Este singular cazul din staff depistat? Da, am comunicat aseară cu ei, am văzut și a apărut în media. Într-adevăr, este vorba de un test pozitiv în cazul unei persoane din stafful tehnic și există un test neconcludent în cazul altei persoane. Am înțeles că în această dimineață vom avea rezultate. Noi am înțeles că neconcludent este chiar la domnul Bergodi și chiar ne îngrijorăm dacă începem să izolăm și antrenorii. Da, repet, nu, din păcate dispoziția regulamentare nu-mi dau voie să vorbesc pe nume. Există anumite reguli de protecție a datelor personale, însă într-adevăr e vorba de o persoană care are un rezultat neconcludent. Sunt din ce în ce mai multe voci care își doresc oprirea, înghețarea campionatului. Luați în calcul dacă se înmulțesc aceste doleanțe ale cluburilor? Categoric. În momentul martie, când a apărut această situație, am avut o întâlnire într-o videoconferență cu reprezentanții Federației Române de Fotbal și am discutat absolut pe toate scenariile. Bineînțeles că acest scenariu, că la un moment dat va fi nevoie să oprești competiția, a fost luat în calcul. E ultimul scenariu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că obiectivul este să terminăm competiția, să ne asigurăm că mai avem date în calendar, însă suntem pregătiți pentru orice. De altfel, în data de 30 iulie, va avea loc la Liga Profesionistă de Fotbal, adunare generală, și la acea adunare vom lua toate deciziile de care e nevoie. Săptămâna asta avem un pic de liniște, cel puțin până spre final. Se testează toate echipele, cu excepția celor de la Botoșani, care au un delay față de ceilalți, pentru că au avut acel caz de COVID la reluarea campionatului. Vedem rezultatele, le evaluăm și în funcție de asta
lucrăm pe scenariile pe care le avem. Obligi un club ca și Dinamo, care se plânge că nu o să mai poată dacă trebuie să bage juniori? Își asumă ce se întâmplă în acest caz, dacă refuză efectiv? Vedem care sunt rezultatele de la Dinamo, discutăm cu conducerea și categorică vom lua o decizie rezonabilă pentru toată lumea. Adică nu suntem absurzi. Am văzut la un moment dat o felul de voci care își manifestau nemulțumirea față de situația lui Dinamo. E clar că în funcție de ce se întâmplă acolo și de disponibilul pe care îl vor mai avea în lot, vom decide împreună.